9:09, arena lui Cătălin Tolontan în deșteptarea. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Discursul lui Vladimir Putin de aseară, cel în care a recunoscut independența celor două republici separatiste și apoi a trimis armata ca să rezolve cazul, mi-a retrezit aproape ca două picături de apă pe alocuri mesaje pe care noi le auzim pe internetul românesc, le vedem, le citim, le auzim la televiziuni de ceva vreme și cu multă intensitate, cu o multiplicare specifică în ultima perioadă. Și m-am întrebat dacă nu cumva aceste mesaje despre care vom vorbi, ca să vedeți și dumneavoastră dacă vi se pare, așa cum mi s-a părut mie, că seamănă cu ceea ce auzim, aceste mesaje nu cumva au făcut parte dintr-o operațiune de pregătire în România și în alte țări din Europa de Est, a opiniei publice din țările proxime acestui conflict. Unul dintre mesajele care bântuie pe internetul românesc, la noi Facebook-ul este rețeaua predominantă, este teoria țărilor colonie. O cunoașteți. La aproape orice postare a noastră a jurnaliștilor, care riscă să fie citită, și dacă e vorba de un meci de fotbal sau de Simona Halep, mă rog, nu de Rapid, că nu prea se citesc, dar în general așa, ca să George. Mulțumesc! Da? Ok. Se ridică așa un fel de zid din mesaje ostile, toate anunțându-ne fără legătură cu subiectul, da, a ieșit Simona Halep de la Dubai, mi se anunță că oricum noi nu avem nicio șansă ca țară, deci din Simona împreună cu noi, pentru că oricum suntem o colonie a UE și a SUA. M-am citat din zeci de mesaje. Luni seară, Vladimir Putin a spus că Ucraina este, citez, o colonie a SUA. Revin la ce auzim noi, da? Ni se spune zilnic pe Facebook că țara este controlată din afară, da? Citez, de la Bruxelles sau Washington. Am încheiat citatul, și că Bucureștiul se supune cu obediență deciziilor celor mari, celor din vestul Europei. Ce poate fi făcut, ni se spune pe Facebook? Păi ce să vină la putere adevărați patrioți care să ne elibereze țara. Uh-huh. Luni seara, de la Kremlin, în momentul în care anunța recunoașterea Republicii Populare Donbass, Putin a explicat că Rusia face asta pentru că Ucraina este, de fapt, citez, o țară controlată din exterior. Condusă, citez, de un regim marionet. Am încheiat citatul. Prin urmare, a decis președintele Rusiei, armata trebuie să meargă la Donetsk și Lugansk ca să mențină, evident, pacea. E frapant, totuși, felul în care ceea ce noi auzim cu mare intensitate în ultima vreme s-a repetat aseară în discursul președintelui Putin. Ca și cum, practic, am fost anunțați în avans că suntem o colonie, că nu mai suntem independenți. În general, mă refer acum nu neapărat la țări, dar la oameni, la societăți, la comunități, și că, prin urmare, e timpul să se schimbe lucrurile și să vină să ne ajute, să ne ajutăm noi cu noile noastre formații, noile mișcări patriotice între ghilimele, sau să ne ajute alții de aici, de ai noștri, din Est, dacă nu suntem în stare să ne guvernăm. Asta a fost doar una dintre potriverile frapante din discurs, șocante pur și simplu. A mai fost încă cel puțin una pe care am depistat-o, și anume folosirea anticomunismului ca pretext pentru o gândire comunistă. Președintele Rusiei a dat vina pe Lenin. Da, scuze, Vlad, spune că... Nu, exact, asta aș vrea, am remarcat și eu. Hai cu comunizarea, că vă explicăm noi cum e cu decomunizarea, da, scuze. Nu, exact. Nu, ceea ce spui tu, practic, este ceea ce sper să audă, adică să simtă, practic, și publicul, în sensul că recunosc, în sensul că nu să creadă ce credem noi. Fiecare crede ceea ce vrea. Dar recunoașterea acestui tip de discurs, și anume, citez, Lenin a fost creatorul Ucrainei Sovietice și că acum, exact cum spui tu, Vlad, a spus Putin, o să vă arătăm ce înseamnă decomunizarea adevărată pentru Ucraina, acestea a fost vorbele lui Putin, e în bună măsură ceea ce vedem noi pe internet de ceva vreme. Când ni se spune că ești un bolșevic
și trebuie să fii redus la tăcere. Adică, practic, ești acuzat de comunism și ți se propune o soluție pur comunistă, pe care noi o știm foarte bine din ultimii 50 de ani dinainte de schimbarea din 1989 din România. Bun, ai fiind că nu ține o astfel de replică, uite că ține, de fapt. Inclusiv, ea poate ieși din digital și merge în realitate. Acum, toată această propagandă, noi nu știm despre ea, din păcate. A fost instrumentată de Rusia sau sunt niște potriveli de termen, de gândire. Este evident că nu știm dintr-un motiv simplu. Noi totuși avem un statul român, Serviciul Român de Informații, care are obligația să apere Constituția și să explice oamenilor ce face, de ce face, uneori și cum face. Nu o să te întrerup aici o secundă? Te rog, Vlad. Da, adică și mie mi se pare absolut revoltător faptul că din când în când câte un jurnalist care, săracul de el, e plătit cum e plătit printr-o redacție cine știe pe unde, se apucă de o mică investigație și descoperă că marea parte a acestei propagande de imbecilizat poporul român și nu numai, vine din niște conturi false care au de obicei legătură cu spațiul rusesc. Și lucrurile astea sunt demonstrabile. Și periodic mai apare câte o anchetuță de genul ăsta, uite ce se întâmplă. Uite de unde vine mizeria în spațiul virtual românesc, de unde vin minciunile, de unde vine propaganda anti-UE, anti-NATO, anti-românească, de fapt antinațională, că este o propagandă antinațională. Dar asta o fac câțiva jurnaliști. Însă cei care ar trebui totuși să se ocupe un pic de acțiunile ostile împotriva națiunii române și împotriva statului român, ăia ce fac? Parlamentul României îl cheamă abia azi, marți, pe Eduard Helvig, care este șeful unei dintre cele mai numeroase servicii secrete din Europa, raportat la numărul populației, ca să-l chestioneze în legătură cu ceea ce au făcut ei. Dar nu, e extrem de pilduitor faptul că șeful SRI ajunge în Parlament după ce au ajuns tancurile lui Putin în Donbass. Că tancurile au venit azi noapte, da? Șeful încă n-a ajuns în Parlamentul României ca să explice. Și asta cumva arată faptul că propagandă sau nu, că nu știm încă, din păcate, din punct de vedere, măcar un troll n-a dezvăluit Serviciul Român de Informații Publicului, da? Aceste exagerări despre cât de decăzute România, sigur avem un milion de probleme, dar în 30 ani evident că am evoluat. Bun, dar toate aceste exagerări prind pentru că de fapt au un fundament real. Aici există părți de adevăr, că așa se face propaganda, așa se face manipularea, da? Am fost toți supuși ei și o cunoaștem. Există părți de adevăr care prind, tocmai pentru că nici statul român și chiar nici noi în societate nu ne facem cum ar trebui să ne facem treaba, inclusiv treaba de cetățeni, să recunoaștem asta, să nu dăm toată vina pe stat în această chestiune. Dar da, mi se pare simbolic faptul că șeful SRI ajunge să vorbească cu parlamentarii români, adică cu reprezentanții alegătorilor și cetățenilor români, abia după ce au ajuns, adică după ce faptul a fost consumat, practic, da? După ce tancurile au ajuns în teritoriile pe care Putin le-a dorit. Vlad? Dacă tăcerea asta e de la noi și nu e de la ei, ca să zic așa. Noi suntem împărțiți în multe locuri în momentul ăsta. Da, aș mai adăuga doar atât. În Ucraina există legislație precisă împotriva propagandei antinaționale care vine dinspre estul lor. Și uite, asta este un exemplu pe care cred că am putea să-l luăm. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan. Cătălin, mai am o întrebare. GSP-ul scria la un moment dat că noul stadion al Rapidului ar putea fi inaugurat într-un meci cu Dinamo Kiev. Știi cumva dacă mai e posibil sau pe unde ar putea veni echipa de la Kiev? Păi, înțeleg că Dinamo Kiev e în Antalya. Din păcate, cred că au aflat și azi noapte pentru o perioadă cu adevărat nedeterminată, că nu se știe când va mai fi liniște în Ucraina. Dar probabil, da, uite, asta ar fi o soluție, nu? Să joace și Rapidul și Dinamo Kiev în... Pe același stadion. Pareși... Exact, pe același stadion, duminicile pare și duminicile impare. Bine, doar să nu-i cheme pe Dinamo Kiev la un meci în deplasare la Donetsk. Atunci s-ar putea... Sau să nu-i dea asta idei lui Putin, ca să zic așa. Dar aici chiar s-ar...
în fața galeriei Rapidului, chiar acum sunt, cum să zic, exagerez, metaforizez, dar sunt sincer. Eu cred că nu prinde propaganda în niciun fel la galeria Rapidului. Sunt convins de asta. Cătălin, oamenii nu sunt influențați de Facebook. Au trecut ei peste regimul comunist, ca să zic așa. Așa este. Mulțumesc mult. Cătălin Tolontan, mulțumim pentru Arena lui Tolontan din această dimineață, 9:19. Deșteptarea. I love that the morning show guys are real and they know what's going on where I live. Cu Vlad, George și Luca la Europa FM.